Eu dat la tine o sumă de bani. Îmi dai o sumă de bani? Moară pe ăla în roșu. De ce să te luăm mor, mă, chat? Noi avem nevoie de la din stânga. Trebuie să-l luăm pe ăsta din stânga. Mâine sus, domne, vă rog, mâine sus. Stai puțin, bossule. Trebuie să discutăm niște lucruri importante. Dar nu mi-ai spus că trebuie să omor un om. Dacă vrea să-mi înșeneze mie treaba asta. Oh, simt aerul din spate când bat. Bine, mă ia cum. Îi dau, guys. Îi dau. Salut, retro, eu sunt Andrei și bine am regăsit la un nou episod de Mariusel. Am revenit. Nu uitați, dați acolo pe butonul de like dacă vreți să mai vedeți episoade de Mariusel pe viitor și să vă abonați dacă sunteți noi. Deja sunt sunat, nici am apucat să încep bine episodul. Bă, mâncați-a, și care-i treaba, mă? Alo. Eu sunt la tine, de ce nu răspuns? Dormeam. Ah, scuzați atunci. Trebuie văzut, tu trebuie făcut ceva la mine. Pentru mine. Bine, șefule, ne vedem. Dormeam și eu, n-am apucat să mă trezesc bine. Ok, ok. Unde vrei văzut? Unde dore, unde zici tu că nici n-am trezit bine și deja mai sunat. Da, a avut treabă. E trebuit făcut ceva pentru mine, e destul de urgent. Ok. Am văzut unde ai văzut? Ok. Văzut la ponton, văzut pontonul mare oraș. Mi-a văzut prima dată. Ok, la și până în jumate sunt acolo, la și 25, cam așa cred că ajung și eu. Că abia m-am trezit, okay, lasă-mă să mă cușă pe față. Da, e cu traficul, cu da, bine, înțeleg. Salut. A ajuns. Salut. Episodul ăsta, nici n-am apucat să vă zic de cât m-am luat arabul așa de repede, o să avem destul de multă acțiune, să avem destul de multă, cum să vă spun eu, vreau să vă dau spoilere, dramă, chestii de genul, așa că vreau să fiți atenți la toate detaliile, vreau să mă ajutați în cazul în care este să mă ajutați. Ce să vă mai zic, enjoy the episod. Hai să-i dăm drumul la treabă, nu vă mai țin la discuții. Mergem la, în primul rând, la domnișoara Zumi, care zace aici în pat. Doarme. Domnișoara Zumi, văd că e cam dus așa un pic. Ne audem? Da, tu mă auzi? Cum ești? Ei. Hai trezirea, că e târziu. E târziu pe bune. Dar mi-este somn. Hai trezirea, că e târziu pe bune. Dar cât e ceasul? E deja 7:22. E 7:22. E târziu. Haide, hai mai repede că e târziu. Știi ceva de Bibi? Unde e Bibi? Nu știu unde este, că acum m-ai trezit și tu pe mine. Mersi. Mai lămurit. Mai lămurit, ești bine. Dar ce știi așa, ai o față așa moarte jumate, dar... Ești un pic așa... Păi, am stat aseară și am făcut live seara și sunt destul de obosită. Ia uzi. Da. Mamă. Ceva planuri pentru azi? Să-l omor pe Bezeam. Ah. Da. Sună promițător. Mai ții minte apelul? Mai ții minte, da, apelul? Eu crezi că nu țin minte. Da, da. Mi-am și pregătit toporul într-un ghiozdan. Putem trece până la hotelul Einstein? A, uite, eu că am găsit toporul. Ia uite-o și pe Bibi. Mâncați-aș bani! Poți să știu ce ai? Wow. Wow. Chiar că wow. Știi, să te anunț că eu nu o să merge așa pe stradă, știi, nu? Știi să te anunț că m-am găsit la magazinul nou. Nu merge așa pe stradă. Nu merge așa pe stradă. Ce? Păi dacă trag eu de inimioara aia, ce mai rămâne din ea? Păi nu, cum, că ești nebun, nu așa, nu, ești fată logodită, nu? Vino cu acestea, steau și eu în brațe, bună dimineața, toate astea. Da, stai să-mi iau și eu ghiozdanul de aici. Da, pe bune, așa să știi că nu te văd bine, să știi. Mergem și te schimbăm pe bune, că nu poți să stai așa. Puteți-vă și voi, ești nebun. E Big Blana, nu e prea Big Blana, nu. Nu e. Caută topor. Ce caută asta, mă, acolo? Băi, lasă-mă toporul, lasă-l acolo, l-o mor mai încolo. Mă, lasă-mă, că vreau să-l folosesc cum trebuie. Hai, mă, că mă grăbesc, t-ai că am lemne, treabă. Dai lemne, Auleu, hai că lasă, și așa nu l-am găsit.
Și unde? De ce? Deci eu trebuie să mă duc acum neapărat să mă întâlnesc cu tipul ăsta, nu știu dacă v-am mai zis, dar arabul ăsta care mă ajută să rezolvăm treburile. Ideea e că e foarte prietenos și până acum nu mi-a cerut absolut nimic ca să-l ajut sau mai știu eu ce și e de partea mea să îl rezolvăm împreună pe Antonel cumva, să ne lase în pace, știi? Mister. Folosesc. Nu, aia poți să o folosești să faci niște mușchiuleți de porc, dacă vrei, dar nu îmi doresc să faci mușchiuleți din mine sau din altcineva, ok? Noi nu suntem aici oameni care mănâncă... Oameni nu ar fi destul ok, nu, n-ar fi. Da, destul. Vegetariani, am înțeles, Noi suntem pacifiști. Păi și vin și eu cu voi, nu e așa? Nu e așa că vin și eu cu voi? Nu. Să văd ce se discută. Nu, hai, lasă. Cum adică nu? Deci... Cum adică nu? Dar nu folosesc maceta aia pe el, promit. Și ce vreau de la tine? Ce? Să te duci să-l găsești pe Bezea. Aoleu. Păi stai să văd dacă mai am numărul. Te-ai gătit să găsească un băiat. Păi da, să știi că mai rău e invers. Era hotelul ăla, dar era în hotelul ăla, dar nu știu numele hotelului. Păi nu știați că, deci m-a sunat unul cu nunta voastră. Și era cu una Daniela sau Daniela. La un hotel de lux împreună, sus la etajul 3 ceva, pe acolo. Păi, ce să mai zic? Mă ții la curent dacă afli de Bezea ceva, ok? Mă duc cu Bibi că avem treabă importantă. În 4 minute să fim acolo, Bibi! Dă-i pronto, hai! Ai grijă ce faci, da? Bine, ai grijă, mă ții la curent. Da, nu fac nimica negativ. Nimic. Mă ții la curent, mă sun dacă e ceva, afli ceva legat de Bezea, mă ții la curent, da? Da. Ok, hai, ceau. Bine, pa! Mai merg repede. Tot nu pot să văd unde ai luat ăla. De unde ai luat? Doamne, bravo, mă. Doamne, de unde ai făcut tu rost de chestia aia? Cârpa aia. Oh, mai că stai. Da? Pe unde? Pe drum deja, mai am 2-3 minute, cam așa ajung. Înțeles. Hai, așteptat. Ceau. Oh my god, hai mai repede. Mașină! Să-mi să scot. Ce faci, bă, cu aia? Asta nu e aluzumii? Lasă-mă motoreta. Mașină nouă când? Bă, deja nu mă mai place Porsche, mă. Bă, cu voi trebuie să schimbați șirinele ca pe șosete, mă. Cum adică? Nu vă mai place Porsche? Ia uite-l, mă. Să-mi vă placă, mă, Porsche. Un Lambo acolo. Ce, mă? Lambo are doar două locuri, ce mașină e? Gata, mă. Pronto, haide! Așa, de să zic, deci știi că e magazinul ăsta, uite, e unul mai în față. Și am fost la el, m-am trezit. Că eu te-am strigat gen de dimineață, Marisel, dar n-ai răspuns. Păi m-au sunat și tipul ăsta, mi-a făcut observație că n-am răspuns. Nu acum, mai acum doar două ore. Și gen te-am strigat, Marusel, te-am pupat, dar astea n-ai răspuns. Și am mers la magazinul ăsta pe jos, uite, până aici. Și l-am luat acolo, gen. Uh-huh. Am dat 350 de lei pe el. 350 de lei pe cârpa asta? Da. Unită de ceva? Dar vezi că sunt banii de la tine. Sunt din banii mii cumpărat, să știi. Nu mai vreau să mai aflu nimic așa. Nu mai vreau, oricum te duc după să te schimbi. Nu stai așa, să știi. Că îți place, că nu-ți place, stai așa în casă cu mine, faci ce vrei. Dar în public nu stai. Dacă cumva, parcă vă crezi comentează acum ceva arabul ăsta. Bărbat. Ulu, pare nervos. Pare nervos un pic. Poți să vin și eu, dar nu vorbesc? Hai, vinu, hai. A spus venit singur. N-am auzit că n-ai spus singur. Din păcate aveam o urgență și eram cu ea, din păcate. Dacă ei spun... Trimis în mașină. Mașină. A încercat și eu. E o prietenă. Ok, înțeles. După cum știut, eu... te-a ajutat, demonstrat cu informații, demonstrat că loial, da? Da, corect. Când ne punem pe treabă? Acum există o problemă mai întâi. Tu trebuie demonstrat la mine că și tu loial. Și tu m-ai ajutat la mine când am avut nevoie. Poftim?
trebuie demonstrat la mine că și tu la el. Am și înțeles, dar eu nu prea înțeleg ce vrei să fac. Eu am avut o persoană. Le-a urât destul de mult. Nu putut mers luat eu. Trebuie mers tu, dat informații non-stop. Unde e, ce faci, cine se vede. Chestii, înțelegi. Și să stăm, o să-mi dai mereu mesaje cu ce face. Și la un moment dat o să zic să mi-l aduci. Dar normal, asta vine recompensă, sumă bani. Eu dat la tine o sumă de bani. Îmi dai o sumă de bani? Da, după ce termina treaba. Nu mă, ce spă grazie, stai mă să... Hai că sună ok. Ce ar trebui să fac? Deci este un mafiot, să zic așa. E un intermediar mai mult el. Și cheamă, numele lui se spune în stradă Kranos. Așa a spus. Cum? Kranos. Kranos? Așa a spus în stradă. Numele lui de stradă ăsta este. Și bagă-te că e combinație. Trebuit urmărit în permanență. Ne băgă în chat, nu? Eu am dat o întâlnire cu el în momentul ăsta. Facem și niște bonuri? La observator. La observator? Te-ai dat o întâlnire cu el? Da. Da. Trebuie mers acolo, vorbit cu el niște chestii. Nu i-ai spus absolut nimic despre chestia asta. Tu de acolo, după ce plec de acolo, tu începi acțiunea, tu începi treaba. Am înțeles, deci... Eu vrut, tu spus ce face, cu cine o vorbi. O chestie. Dacă eu la telefon, dacă... am... Poți să mă uit, dar trebuie să mă duc la distanță, nu? Aș avea nevoie de un scop ceva. Am un sniper, dar nu o să-l folosesc, nu cred că e cazul de așa ceva, nu? No, ok. No, no. Mă duc să-l iau de acasă sau ca să mă uit mai atent printre voi sau? Poți să mă duc să-l iau de acasă? La RBZ, mai țineți minte? Da, dar trebuie grăbit. Bine, mă duc, grăbesc să-l iau și mă anunți care-i treaba. La cât ai întâlnirea acolo, ca să știu să mă... În 5 minute. 5 minute? 5 minute? Da. Ok. Dar tu ajuns târziu. Am înțeles. Ok. Zi-mi o oră la care trebuie să fiu acolo, la observator. 40, maxim. Ok, 40. Ok, acolo sunt la 40. Mă duc repede. Mers acolo. Da, mers acolo. Trebuie neapărat, nu trebuie văzut la tine. Chestia asta a testat la tine și calitățile de... Deci trebuie să îl spionez. Trebuie să știu ce vrea să facă, corect? Da. Ce face? A, ține, spune. Eventual, eu dat comenzi. Spune, dat comenzi, nu vrei să vorbim mai bine printr-o stație? Ai în dotare o stație? Stai un pic, uitat prin mașină, stai un pic. Ar fi o idee bună, ceea să vorbim prin stație. Și să nu mai stăm pe telefon, bla bla bla, vorbim direct prin stație. Zic că e combinație, zic eu. Tu ai avut stație prin frecvență sau? Da, pe frecvență. Așa, bun. Imediat. Eu uite-o pe aia, mâncați-o și facem. Spus acum. Intrat frecvență 255. Ok. Azi puțin, guys. Bibi e gravidă? Nu sper. Luați-o ușor, chat. Luați-o ușor, sper. Luați-o ușor, nu pare... E ok. Nu pare nimic a ciudat la aia. 2, 5, 5... Mamă, să mă răbâți. Gata. Tu ai dat acum, tu intra pe căscuți? Yes. Apărute. Bun. Deci, tu mereu dat la mine informații. Chiar dacă nu răspuns la tine, tu mereu trebuie dat informații. Înțeles? Unde, ce făcut? Eu de obicei nu răspuns. Mhm. Da, da, da. Ok. Aici. A. Salut. Ai avut timp 5 minute. Gata, mă duc. A. Femeie, hai mai repede, că e groasă. Am zis că mă duc să o schimb, dar ce să o schimb, ești nebun? Trebuie să mă duc să o schimb cumva, dar nu acum. Mergem acasă rapid, luăm un sniper. Da. Și avem o misiune. Ca să ne arăt, iar dacă suntem de încredere, trebuie să-l urmărim, un om. Ok? Da.
Vreau, vreau să fim cei mai buni spioni. Agenda 07 știi cum putem să facem? Știi cum putem să, știi cum putem să facem? Mă lași pe mine acum la magazin repede și te duci tu acasă. Și când vii tu, până când vii acasă, eu deja m-am îmbrăcat din. Bine, hai că facem așa. Uite la asta din față de aici. La asta de firmă? Da. Bine, hai că te las la asta. Ai grijă ce cumperi, te rog eu mult. Să nu te văd, băi. Te rog, hai. Repede, repede. Mai că a făcut-o de... Dă-i repede turbo. Mara băieții mei. Mai de capul și de zilele mele. A venit ăsta în vitroviteză să mor. Băleu. Unde ne-a vătăsea, mă? Pe aici. N-am mai știut de mine. Nu pe la accident. Asta a fost așa mai pe șuste. Dă-i pe aici. Credeți? Cine credeți că e tipul ăsta? Cum a zis că-l cheamă chat? Țineți minte toate detaliile, v-am spus să fiți foarte atenți la detalii. Hai că avem timp, cred că gai să rezolvăm tot ce ne trebuie în 5 minute. Pare să fie destul de mult timp, mai avem 4 minute, 3 minute, nevermind. Ia sniperul. Pam. Făcut rost de sniper. Bun. Turbo. No. E unul care mi-a luat mașina. Mano. Ok, am făcut rost de sniper. Hai de capul meu. Aveți sniper, e bun. Dă-i repede la gagică. Ia gagică și fugi. Mamă, sper că nu s-a îmbrăcat Bibi acum nașpa. Asta e tot ce sper, să nu cumva să se fi îmbrăcat și mai nașpa. Îmi spune că aia e Bibi. Oh, alu. Ai, șapcălie ruși. Bună. Ia, dă să te văd. Mai acceptabil, dar nu știu ce e cu aia de pe capul tău, nu te înțeleg. Ce ești... are, e de păi pescat. Da, asta v-am zis, te duci la pescuit, ce naibă. Nu, e șmecheră, asta se poartă acum, da, mă, da. Asta se poartă acum, dacă voi. Da, mă, da, cum să nu. Dacă vrei să pun în cap. Hai de capul meu. E drăguță, mi-a costat doar 50 de lei. E chiar forță. Mă, guys. Am îmbrăcat mai repede decât ai ajuns tu, să știi, deci sunt. Bă, da, te-ai îmbrăcat destul de ok, e bine. Sper că n-a fost scump atâta. Și foarte repede. Da. De cât trebuie să ții, cât doar bluza aia. Mai zi nimic, mai bine nu mai uit pe cardul ăla cât am, ce am, că nu mai, nu. Nu cred că o să fie bine. Aia e. Aia e, dacă e. Nu-i vina mea, avem o nuntă de făcut, să știi. Dar nu-i vina mea, e vina prețurilor, dar să-ți dai vina pe ele, nu pe mine. Corect, deci ești pe ele. Corect. Ce mă ceri pe mine? Gata, gata, data viitoare așa o să fac. Nu mai zic nimic. Vici mai este la observator? Da, la observator. Cum îl chema pe tipul ăla, guys? Că n-am uitat pe ce, n-am apucat să mă uit. Mă, niciodată n-am fost atât de pe grabă. Într-un episod am mai fost eu atât de pe grabă. Deci unde mergem? Ha? La observator? Da, da, da. E foarte important să nu ne observe. Ce mai și am crezut că cine ne-a pasă ăștia. Nu mi-a dat niciun detaliu legat de cum arată. Mă re... Bine, e albastru. Mă recepționezi? Probă, probă. Uite-l. Hai că e bine. E fix aici, nici nu l-am văzut. Probă, probă, dar tu cu cine vorbești? Da, și că vorbeam pe stații. Fere, nici nu l-am văzut pe ăla că era acolo. De ce nu mi-ai spus? Am trecut fix prin față. Oh my god, dacă n-am atras atenția, oricum. Iată, hai. Uite-l, mă. Mamă, dar tu ai șapcălia aia, te vede tot neamul. Taci. Vezi cum stau eu?
Nu știu să stai ca mine. Deci pe tipul ăla îl urmărim noi? Opa? Ia că pleacă. Pleacă? Pleacă, pentru nu-i vezi, n-ai ochi. Degeaba stai cu aia. Stai, că poate nu pleacă. A, ba nu. Cranul să-l cheamă. Ce periculos ești. A, îți mă gaiesc că se complică treaba aici. Nu, la tine să se văd pletele alea roșii. Curea mă, că nu mi se vede nimica. Opa, 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 că vine un om. Îl vezi? Da, ăla cu mașina aia negră. Pare. Urcă mașina. Sunt pozitiv acum. Mă duc după el, da? Da, dă-i. Mamă. A făcut dreapta? Cotra la altă, dreapta? Uite-l, 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 uite-l. Ăsta e al nostru. Ăla cu negru e al nostru. Uite-l, uite-l, uite-l. Gura! Mamă, de ce ne... Scuze. Mamă, cea, dacă dăm fail, dacă dăm fail, nu e bine deloc. Știu. My god, hai că-l pierd. Ce, te chiar nu știu unde se duce ăsta. Asta e... Care-i treaba? Mers. Marit, zis ce-a făcut el. Da, cred că să nu se miște mai repede. Mamă, câte mașini. Ce se mișcă ăsta așa greu? I-am dat... Stai și-am făcut să pară că iau în partea asta. Da. E creier, că el se uita ăsta în spate. Înțelegi? Și acum să încerc să nu mai vadă. Mă, că nu dai cu mine pe urmărire. Să-mi carry pe Marisel. Mă, că nu dai cu mine pe urmărire. Mă, dacă cumva a făcut o curitură pe aici și nu-l văd. Mai gata, mai gata, mai gata. Mamă, deci ce... Băi, simți ei de unde e? Nu l-am pierdut. Uite-l, 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 spate, spate, spate. Spate? Ai trecut pe lângă el. Mamă, Marisel. Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Aici era? Uite-l, mamă. Aici era? Doi, că i-am văzut mașina. Dacă mă minți... Jur că i-am văzut mașina, ești prea deșteaptă. Ești prea deșteaptă pentru mine. Dacă te minți. Ești prea... Ești... Pam. Ai văzut că m-am uitat, ce-a cum uitat, nu zicea în față. Ești gura, gura. Sunt creier, cumperi, haine. Ups. Hai că nu-și dă asta seama, sper. Și eu. Are verde, ce face? A, dă-i. Tu ești pe galben, treci. Bra! Informația nu. Ce informații vrei să-ți dau mai exact? Unde se oprește? De la salofit, cine-i chemat ambulanța? Uite dacă știți acasă... Oh my god. Oh, știi că e bine. Da, știi că e bine. Știm deja unde se duce. De acolo nu mai poate să se ducă în altă parte. E perfect. Oh. E în cercul ăla acolo. Mă auzi? Mă recepționezi? Da, da. Vrei să afli unde s-a dus? Da. Nu știu dacă știi, e muzeul ăla de artă, de pe deal. Ăla exclusiv, pe deal. Știut, știut. Aproape, da. E lângă cimitir. Deasupra la cimitir, acolo s-a dus. Mă duc să-l spionez, nu? S-a dus pe deal eventual, dacă e...
de spus de ala care știu eu. Da, pe deal, ăla de pe deal. Și privit, privit cu... Da, da? Mă auzi? Da. Hai uite cum vorbim pe ăsta. Pe stație. Zic cum vorbești cu unii, când nu știu ce vorbești. Adică știu că vorbești cu ei, dar nu știu cum vorbești cu mine. Uite-te la mine și vezi că apăs, vezi că pun mâna la, pe stație, uite, vezi? Da, păi până stau eu să mă uit la tine. Bă, de aici nu cred că are unde să mai scape, nu-i așa? Nu, pentru că doar pe aici este singura ieșire. Asta mă gândesc și eu. Că să-i găsim mașina. Asta știu și eu. Pa, 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 pa. Cred că știu unde e, uite-l. Nu e lângă Dacia asta? E sau nu lângă Dacia? Ori e acolo, ori dacă nu e acolo, mai în jos, că știi că mai e ceva de cobor. Nu l-am văzut, iată-l. Oprim mașina, uite aici, parem să nu... Mamă... Hai că nu e chiar așa de ciudat aici. Hai că nu... Stai în mașină, stai în mașină. Da? Bună, mă auzi? Da, te aud. Vreau și eu să caut hotelul, dar nu mai mi-aduc aminte numărul de telefon de la domnișorii. Și cu ce te pot ajuta eu, din păcate? Sunt cam într-o situație... Din păcate? A? Ce situație? Sunt într-un fel de urmărire, trebuie să spionez pe unul pentru niște bani și pentru încredere. A. Vrei să te ajut cu ceva? Vezi că sunt bună. M-am îmbrăcat frumos, să știi. Nu cred că ai, dar dacă am nevoie te contactez. Oh, shit. Bine, dar nu știi nici măcar un hotel pe aici prin oraș? Hotel? Era un hotel. Da. Hotelul ăla. Caută pe net, că sigur găsești. Bine, hai că mă uit pe net. Hai să ne uităm pe net. Pa, pa. Ce țineți minte fața, deci are un tricou negru, opa. Mai recepționez? Chat. Asta a fost la mustăcioară. Și nu mă aude Bibi în momentul de față. Din păcate. Oh my... Care-i treaba cu Dacia asta? Nu înțeleg. Gata. Ai văzut cum a trecut prin față? Nu te-a văzut, nu? N-ai făcut. Da, da. Te-ai uitat pe telefon. Cred că te-ai prefăcut, da? Da, pe telefon. Mă, o fi un om important? Au ceva? Crezi că o fi ceva om important ăla? Nu cred, nu știu. Nu știu cu cine avem de-a face aici, nu mi-a dat niciun detaliu. Cum am... Nu ne-ai pe-l chema, că nici nu poți să rețin numele, frate. Făcut dreapta, da? Cred. Da, uite. Stai că am uitat ceva să fac. Cum merge? S-a oprit acolo, s-a întâlnit cu o Daci.
Tot înțeles. S-a oprit cu o Dacie să vorbească și acum sunt urmărire. Înțeles. A întâlnit cu cineva special? Nu. Cred. Nu prea știu pe cine ar trebui, cu cine ar trebui să se întâlnesc în special. Că am zis cu unul cu o Dacie s-a întâlnit. A, s-a întâlnit. Ok, înțeles. Ăla e de acolo. Ăla e de acolo, chat. Mă, a luat-o spre debarcadero ăsta, nu? Bibi? Bibi! Da. Iată, stai că dacă mă uite. Ce-a luat-o pe aici? Cranus. Ce-a luat-o pe aici sau nu a luat-o pe aici? Unde a luat-o? E în parcare. Stai puțin. Pune că n-am greșit. Aici e unul. Aici e unul cu Dacia. Care s-a întâlnit cu el, cred. Napoi, băi! Ce-ați cred că am... Cred că ne-am luat țeapă. Eu nu mai înțeleg nimic, chat. Cred că te-a văzut. Cine credeți că m-a văzut? Că nu prea... Nici măcar nu mai știu pe cine urmăresc, frate. Frate, nu cred că e niciunul de aici, mă credeți? Sau e vreunul din ăsta? Ia de-ne că asta era. Stai jos! Stai jos! Stai jos! Bă, palmierul ăsta a murit acum, mă! Ăsta e, nu? Ăsta e, mă! Ăsta era! Moară băieții, bă! Bibi! Păi dar lasă-mă pe mine, mă, Bibi! Eu primul, mă lași! Nu mai... Ținești tu distanța aia! Fere, câte mașini sunt aici? Explicați-mi și mie, vă rog! Ce se întâmplă aici? Nici nu mai știu la cine mă uit, mă, chat. Chat, noi urmărim toți abonații un singur om, mă las la mișto. Dacă mai veniți pe mine o să vă luați strip snipe. Ok, nu mai veniți. Plimbați-vă și voi ca oamenii. Nu veniți așa că se strică toată chestia, ești nebun. Ora păi ce zic?
Facem convoi, frate. Bă, nu știu ce face asta. M-ai adus la poliție. Sunt pe urmele lui. Știi, da? Întrebarea mea e... ce ar trebui să observ? Ce să-l urmărește, urmă? Uite! S-o fiteți acolo la Dacia Solenza? Dacia Domnul Solenza, Dacia... Uite-i! Unde? Unde? Dă-i în spate! Aici, în șantierul ăsta? Era să te chem altcuva. Dă-i, nu, nu aici, mai în față! Mai ușor! Uite, nu-i aici? Shhh. Uite-i! Mă, vezi ce o cheam? Dacă nu mă l-ai cu, dacă nu mă l-ai cu tine. Mamă, vezi că chiar nu duci bine. Vezi? A doua oară când ne zic unde e asta. Puțin să spălăm puțin mașina pe dedesubt. Spălăm puțin, așa. Spălăm mișe hainele. Stai în mașină. Gata, boss. Ce ar trebui să-i fac la tipul ăsta? A dus la mine, încercat luat, a dus la... porturi, ținut unde văzut atunci cu Antonel? Unde? La porturi. Da, te-l aduc acolo? Deci trebuie să-l capturezi? Deci trebuie să-l capturezi? Capturat, a dus la mine. Când a avut ocazie, capturat. Forță. Omoară pe ăla în roșu. De ce să l-o omor, mă, ce adnă? Avem nevoie de ăla din stânga. Trebuie să-l luăm pe ăsta din stânga. Eu ce mez. Că n-am ocazia să-l iau. Bună ziua, domnule, dar mă urmăriți cumva? Bună ziua. Am văzut că vă țin după mine. Nu, domne, ideea e că mi-a plăcut mult mașina. Ce model e? E un Mercedes, după cum vezi. Nu mă refer ce model de Mercedes, îmi place foarte mult și cred că e rară. E de-asta... CLS. CLS? Te sigur, domnule? Da. Aaa, păi de ce n-a... A, ok. Haideți că vă las cam puțină treabă. Ok, o zi bună să aveți, o zi bună. Hai să moară băieții că... Asta a fost la mustață. Ia-l acum. Mai că nu te-a văzut? Deci... Spune-mi când avem ocazia să-l luăm. Trebuie să-l luăm într-un loc. Ai pistol? Da! Da? Pentru prima dată când vreau să ai pistol. Când e cazul, ieșim amândoi și-l luăm. Da, frate. Și când unde luăm? Că n-avem voie. Păi dai, unde, dai seama că nu avem voie. Îl luăm pe unde putem să luăm. Dacă putem. Unde vezi? Și cum îi zici? Mâinile sunt culcat? Hai că am pe luminile sus. Picot? Îi zici stai pe loc. Ieși din mașină, jos, în genunchi. Pe unde a ajuns? Îl vezi? Și că putem să-l ademenim? Da. Nu, nu e să. Putem să zicem că îți place modelul lui de mașină și să-l băgăm într-o parcare și să-l luăm în parcare. Așa că e în parcare. Chiar în parcare s-a dus. Mamă, bă, ce vorbe bune zic. Fix acolo se duce unde zic eu. Și te mergem acum și scoate eu pistolul la el și tu stai în mașină. Și ieși tu repede și gen zic eu să dai jos de mașină, dacă fuge să plecăm cu mașina noi doi gen și după el. Uite la el. Cobor cu pistolul la el? Da! Domne, că veniți după mine. Mâine sus, domne, vă rog, mâine sus! Mamă, ce-mi place. Ce-ai făcut, boss? Stai puțin, bossule. Trebuie să discutăm niște lucruri importante.
boss și ce am făcut boss? Ce cauți aici, în primul rând? Dar nu mă. Ce cauți aici, în primul rând? Am o treabă cu un domn. Trebuie să-i vând niște cristale. Ce cristale, mă? Ce vinzi cristale tu pe aici? Ce cristale vinzi tu, hă? Ce cristale? Zi, vorbește! Cristale, domn, nu știu ce sarea cristale. Ce cristale îmi spui tu acolo, mă? Cristale, ia, da, ia, ia, ține distanța, ține distanța. Țin, dacă vreți, mă duc și ceru dacă vreți. Lași acum jos telefonul, cască, orice. Acum le lași pe jos. Am cască, domnule, tu nu vezi că sărac. Lasă telefonul jos. Știu eu de ce fac asta. Mă, de ce are nevoie de tipul ăsta? Nu înțeleg. Cu ce te ocupi? Vând cristale. Ce cristale, mă? Ce? Aolo, mă, ce bune. Ce? E bune, nu mă luam. Nu mă omor. Zi, mă, ce cristale? Au, cristale, domne, cristale Swarovski, de-alea care nu costă mult, dar costă mult, da. Nu costă sau costă? Costă, ține costă. Distanță, ține distanță, Bibi, ține distanță de el, că nu știi ce poate. Ține distanța de el, ține distanță. Bă, dar nu te mai băga femeie în mine. Scuze. Ok, trebuie să ne mișcăm repede. De ce am făcut? Vreau și eu să știu. Du-te, Bibi, du-te și pune-i cătușele. Bă, rău să bără, șef. Șeful, nu șeful, șefule. Domne, dacă îmi pui cătușe, să-mi pui tu nouă femeie, te rog, că știi ce pot face femeile. Știi că sunt artificiale. Pe unde ai ajuns? Capturat. Bun, așteptat aici. Wow, chiar i-a pus cătușe. Mamă, tu chiar ai cătușe? Da, pe n-am zis că l-a dat. Băi, ești nebun? Bravo. Eu ți-am zis că o iei, Bobi. Bravo, băi, eu nu credeam așa ceva. Domnul șef, na. Copil cu părul roz. Dacă pot să vă spun așa. Că vă scrie pe tricou Andrei. Da, e un prieten. Așa vă cheamă. E un prieten, dacă e un tricou mărci, cum s-ar spune. A, ce te interesează pe tine? Hai mai repede, că deja comentez cam mult. Dar unde mergem, domne? Dar nu vreau, mă pune aici în genunchi. Dacă ne schimb drumul așa. Trece cu aia ta. Du-să fiu, doamne. Doamne, miluiește, doamne, te rog, ajută-mă. Hai. Doamne, te rog. Așa. Hai, Deci. Așa. Deci cu ce te ocupi? Zi-mi cu ce te ocupi? Tim. Cu vând. Am înțeles, cristale, de ce? E ceva ilegal la mijloc, spune-mi. Nu, domne, nu-i nimic ilegal. Nu-i nimic ilegal? Nu, no, nu. No. Adică mi-ai spus că tot faci legal. Ce treabă ai, domne, cu sunt vânzător la magazin? Ce treabă ai cu primul om cu care te-ai întâlnit? Ăla albastru, care vorbește arabă română mai ciudată. Ce treabă ai cu el? Arabă română. Cu arabul ăla prost? Da, ce treabă ai cu el? Păi mi-a spus de ceva contract pe un băiat Mariusel. Nu știu cine e. Ce? Așa-l cheamă. E un contract ceva pe ce contract? Păi ce treabă ai tu cu contract Mariusel? Păi mi-a spus mie să vorbesc cu niște oameni, să îl ajut. Ce? Păi, domne. Da, mă, că nu mai înțeleg nimica. Boss, nu mă omorâi, boss. Boss, mi-a zis. Boss, de rău, nu mă omorâi, boss. Am și o căței, am și o porci, dar nu mă omorâi. Omoare-i pe ei, dacă vrei. Dar nu te omor, mă, stai liniștit, că eu nu omor oameni. Hai puțin să ne oprim aici, să înțeleg și care e treaba. Tu să analizezi cap la cap. Deci arabă la prost, șef, sau da, cum îl cheamă, care vorbește așa. Mi-a spus mie. Hai mai repede, veniți. Să, adică mi-a spus de un contract pe un mi-a zis un băiat care nu mai știu, 18 mi se pare că avea. Îl cheamă Mariusel, mi se pare. Da. De ceva agent care să-l asasinezi. Nu știu, și eu da, cu deci vinderea tu am făcut bani. Ți-au propus să-l asasinezi pe băiatul ăsta Mariusel? Nu, el mi-a zis mie dacă pot să-l ajut cu niște bani, că el e cam sărac așa. Și mi-a spus că știa că vând cristale de astea și se câștigă bine, știi? Și cu banii ăștia să-i împrumui și lui puțin ca să aibă bani să facă contractul ăla. Să facă contract Mariusel? Ce înseamnă contract Mariusel?
Nu știu, șeful, că nu l-am întrebat. Adevărat, îți zic. Băi, sunt confuz rău de tot. Eu sunt confuz că nu știu ce m-ai luat. Te-am luat pentru o cauză bună, sper. Dacă nu... Cauză bună. Vedem imediat. Ai familie? Cu de-aia, cu donați copii? Eu ți-am zis, șefule, cam. Nu-i cunosc. Știu doar că am un porc și o vită, atât. Aia e familia mea. Uitai că mă vită, e maica mea. Știi ce zic? Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Ia, rog că l-ai luat și să... Da, pe acum ne ducem să ne întâlnim cu arabul. Imediat ajung în 5 minute la port, mai devreme chiar. Dar cu cine vorbești, șefule? Vrei să-mi faci rău? Vrei să-mi tai vita în două, nu? Vrei să o tai pe mamă? Nu vreau să tai nimica, om. Tai liniștit. Șefule, eu te ajut cu ce vrei, îți dau diamante, îți dau tot ce vrei, te fac de haur, șefule. Auzi, ai ceva pentru gagica asta din dreapta mea? Pentru gagica aia? Păi stai întâi să văd cu ce model mă ocup, adică eu trebuie să văd întâi cui trebuie să-i dau și pe aia fac materialul, știi ce zic? N-ai văzut destul? Vrei să-ți bage pistolul ăsta? Oh, nu pistol, nu. Nu cu pis. De ce? Nu mai nu. Eu cred că vrei să nu, te domnul, trag pe dreapta. Nu, domne, nu. Te trag pe dreapta dacă vrei. Nu te mai. Domne, nu vreau pistolul. Îi zic, doar trebuie să o văd așa să facă să da? Și facem noi. Dacă vreți vă ajut cu cea mai mare plăcere. Ăsta e arabul ăla. Taci și gura. Țineți gura puțin. Stai. Țineți gura. Lasă-l acolo. Lasă-l în mașină, că mai întâi vă discut cu ăla. Stai cu el aici, păzește-l, vorbește cu el. Gata, frate. Arabul meu, cu așa. Doamne, doamne, înger, așa meu, ce mi-te dă Dumnezeu. Eu sunt mic, tu fă-mă mare. Eu sunt sap, tu fă-mă tare. Da, mă, zi. Vine, frate. Cum de la ud? Da, păi știu și eu l-am. Dat, firing on off. Că știi cum zic. Așa. Nu era treaba. Mă auzi? Da. Care-i treaba cu băiatul ăsta? Spune și mie. El dat la mine o țeapă cu un transport furat la mine. Eu trebuit pedepsit la el. Cu cine ai întâlnit? Vreau spus, cu cine ai întâlnit? Cu oameni? Da, cu unul cu o dacie. Cu unul îmbrăcat în roșu, gen gangster. Ok. Și cam atât, nu prea mai știu exact cu cine s-a întâlnit. Mi-a spus că ceva contract, Mariusel, ai vorbit tu cu el? Ce ai vorbit cu el? Pentru ce te-ai întâlnit cu el? Asta e. Eu? Eu vorbit cu el? Întrebat de transformatorul transport. Eu nu spus că eu știu el la țeapă la mine, înțeles? Eu nu știu ce a aflat el. Eu nu spus la el nimic. Chestia e că el nu știut că eu știu. El acum nu cred că înțeles ce. Eu este confuz acum. Da. Eu confuz. Da. A avut mașină, da? Înainte. Mă, bolă, ce faci cu ăla mână? No, e... Tai... Stai puțin, nu tai niciun Kaiser pe aici, stai puțin. Ce faci, vrei să-i faci cu tipul ăsta? Nimic, nu, vreau doar să vorbesc cu el. Bine, hai. Sănătate, vă pup. N-am mai strănutat de mult. O să-și faci rugăciune. Te rog eu frumos, Doamne, ajută-mă și la rele și la bune să nu mă tai. Aoleu, dai și fui. Boss. Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Arab? Da. Sorry, my man, sorry. De ce sorry? Știu, dați seama, da. Dați seama ce-a făcut. Da. Tu dați seama ce-a făcut, nu? Dați seama tu.
Tu furat la mine. Scoți din mașină. Gata. Nu pot da jos. Dă-te de aici puțin. Scoți din mașină. Ah, oh, păi dacă mamă, ți-am zis să nu te mai bagi. Dă-te puțin de aici. Mai dau, mai dau. Că știu eu, șmecherii. Gata, au. Frate, ai văzut? Ți l-am scos Mariusel, ți-am scos Sara, mamă. Ce asta m-am mâncat, ți-ai șef, nu, șef. Și-am găsit ceva, pe ce-am găsit ceva. Șef, nu. Nu, stai, ușor, ușor, ușor. De ce furat la mine? Ce furat? Auzit? M-auzit? M-auzit, mă? Ce furat? Trebuie să-l arunc în apă! Furat la mine, transport. De ce furat transport? Furat bani. Nu furat ție. Furat la mine. Nu furat la tine, șef. Furat recunoscut. Gata. A, nu. Să moară mama mea, vită. Pus. Ce să spun? De ce furat? Eu, dar nu ți-am furat nevastă, șef. Nu ne... De ce zici? Bani. N-am, păi nu bani, nu. Eu n-am avut bani, nu bani. Nu da cu aia, te rog. Venit. Eu? Noto, tu stai. Yeah. Venit. Eu stai dacă vrei și în pat. Omoară-l. Poftim? Wow. Omoară-l. Ce mă? Aolo, nu. Ia, stai, n-ai, glumește. Poftim? Cum? Banii tăi? Acum wow, 50 de mii! Făcut treaba, am trinat treaba, nu? Nu, omorât. Da banii înapoi. Omorât. No. Nu. Nu există cale întoarcere. Dar nu mi-ai spus că trebuie să omor un om. Nici tu spus multe chestii. Adică? Trebuit omorât. Tax final. Ce se întâmplă după ce-l omoră? Ce dacă vrea să-mi înșeneze mie asta? Liber, poți pleca. Terminat treaba. Dacă vrea să-mi înșeneze mie treaba asta, cât de sigur să aș fie de acest lucru? Dar de ce nu-l omor tu? De ce nu-l omor tu? De ce mă pui pe mine? Asta treaba ta. Te-o plătit. Corect? Păi îți dau banii înapoi și-l omor tu. Nu. Nu a avut cale de întoarcere, tu obligat făcut asta. Eu am dat la tine bani, tu lucrat cu mine, da. Tu vrut la nu mine... Nu poți să-l arunc în apă și să, practic, îl omor, dar îl omor mai. Cuțit, după aia aruncat în apă. Nu. Cuțit? Cuțit. Cuțit? Cuțit în spate, acum. Trebuie făcut asta acum. Acum. Cu ăsta, da. Poate-i fac lui. Omorâți, dus. Dar nu. Dus. Altă cale nu există? Trebuie. Nu. Bine, mă, îi dau. Îi dau o chat? Întoarcere, nu. Îi dau, guys? Îl omor? Bă, dar nu era la vorba la început de asta. Doamne, ce ți-am dat eu cu preț, doamne? Știu că m-am pupat ca de mamă, da. Te rog, doamne, da. Ajută-mă. Șef, pus acolo unde pus arab, mai devreme. Vezi că ai ceva pe picior, arab. Vezi că ai... Nu mai zic ce ai pe picior, că după aia îmi dai direct lonț. Pus acolo, cum pus Adineu. Spune-i, hai, arab. Unde pus? Aici, aici la margine. Unde m-am pus Adineu? Dar nu m-am pus aici. Tu pune-te aici, șa, tu pune. Tu pus aici, șa, la margine. Hai, repede, hai. S-a căzut în apă. Așteptat, arab. Hai, repede. Mamă, când zic în mână, mare se. Hai, repede, hai. Așa că-i de rău. Mamă, ce sare cu țitul, mă, pleacă de aici. Hai. Nu. Da, în fața lui Bibi. Dacă-ntors. Tu muri dacă te-ai întors. Doamne, doamne. Doamne. Tu vei venit un pic cu mine, tu venit un pic. Am vândut cristaline de tot. Bibi, du-te după arab. Arabu. Șef, te rog, nu șef. Te rog, da ce vrei. Uite, arab vrea contract, arab. De ce te-ai băgat în prostii? Ții minte, de ce te-ai băgat în prostii?
cum am băgat șeful în prostie, dar el prieten bun, el coleg cu mine. Eu, stai că am apucat răbești, mă gândesc la produsul ăla. Am fost coleg cu el în facultate, șef, și mi-a făcut mie, mi-am fost dator mai pus. De ce ai făcut tu prostii? De ce mă faci să fac treaba asta? Aruncă doar în apă. De ce trebuie să-l arunc în apă? Nu, hai să-l omor înainte, chat. Se uită la mine. Chat, nu, îl omor direct, n-am ce să fac. Aoleo! Să ții minte, dacă mă omori după ce mă omori, vezi că n-o să mai scap de el. Vezi că e... Eu? Ăla e tare. Rabu. Ce știi despre el? Știu mult. Are oameni în spate, mulți. E de încredere? Hai că-l întreb ăsta care... Hai că ce să zic ăsta, normal că e... Normal că ăsta zice că nu e de încredere. Cum mă gândesc eu, că ar zice că e de încredere? Pentru niște bani. Hai că da. Ți-ar bani, nu vreau. Da, mă, da. Doar prieten pentru bani. Nu cu pistolul, că hai să atragem atenția. Uitați-vă dacă e vreun poliție pe aici. Vedeți vreo poliție? Boss? Cum te cheamă? Cum te cheamă? Numele real sau numele de... Mai am un nume pe care mi se zice la magazin, ca așa mă știu oamenii. Ia spune-mi care eu știu un nume, dar vreau să știu care... Cranus. Cranus? Da. C-R-A-N-U-S. Cranus? Pare rău. Aolo. Mai ai ceva de spus? Doamne, iartă-mă, doamne. Nu, fără de astea, uite. Aolo, simt aerul din spate când bate. E bine, mă ia frunz. Aolo. Îi dau, guys? Îi dau? Prea mă spam cu da, dacă îi dăm. Cu da, cu hai, cu nu, cu ce vreți voi. Aolo, și cum vă dau, poate și-o scos să mă nec. Mai bine mă bușcă șef. Îi dau? Șeful. Mă! Mamă, ești nebun! Oh, nu voiam să fac asta. Nu trebuia să fac asta. Oh, nu, nu trebuia să fac asta. Aruncă cuțitul în apă. Da, bă, aruncă cuțitul în apă. Păi, cât de creier sunteți, mă, că asta vă plac eu astăzi de mă, măcear de ea. Bă, ce-ai făcut? Rezolvați? Bă! Băi, mă, să salvez pe om! Eu mă duc după el! Nu, că nu mai... Nu mai e ce să te salvat. Bă, sunteți proști? Bă, ați arăt... Brav, îndeplinit. Ești prost? Nu. Bă, ești prost, mă, arab. Așa, arab. Arabul e de vină, arabul e de vină, așa, bravo, așa, așa. No, 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 to, no, to, nu faci nimic, no. Ce înseamnă că băiatul în apă, că era de treabă. Nu faci nimic, boss. Eu mă duc după el, jur. Nu te duci după nimeni. A, cuțitul în tine acum. Fraiere. Hai, o dau parte în parte. Tu cu eu cuțitul. Nu, 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 nu. Hai să ne calmăm, vă rog eu mult. Vă rog eu mult, hai să ne calmăm. Vreau să vrea să mă bată. Băgă cuțitul în geantă. Geanta cui, mă? Ce arab aveți? Arab albastru. Ce aveți, mă, chat? Geanta cui? Și acum ce facem, gen? Terminat treaba, eu dus, avut treaba. Liber. Wow! Ne întâlnim mâine la a doua probă. Al doilea joc e Squid Game, ești nebun? Băi, arabule! Da. Dacă data viitoare nu facem un plan pe bune... Ai făcut să omor un om astăzi și încă sunt așa. Nu omor oameni. Crezut, e... De obicei. E bine, e înspre binele tău. Hai că e înspre binele meu. Ce are, mă, asta? Băi! Pământul rece, ridicat, Camila. Ridicat. Așa. Pământul rece, ai dus Camila mașină. Viața mea. Trece acolo în mașină. Că îi stăia un pic capul. Să se pe jos. Lat că mie, te rog eu dus în mașină. Te rog eu. Eu am plecat, avut treabă. Înțeles? Du-te. Vorbit. Vorbim la telefon. Stați.
Ce ai, măi? Stai puțin, stai prost. Nu e păcăr... A, căpără, mă. Ce ai, mă, ești câine? Am omorât eu și a devenit ea așa sau? Cum? Ți-ai revenit? Te rog. Da. Trebuie să vrei să salvăm pumul ăla de apă. Ce să mai salvezi? Vrei să vină poliția și nu știu cum este nici cum mai repede, de fapt, dar trebuie. Când mergeam, gen, coboram pe scările astea de aici, mergeam jos și vedeam unde e, că trebuie să fie pe aici. Și luai tu un cârcă, urcai cu el sus, eu îl țineam de picioare, urcam i-am sus, făcut buzunar la gât. A, scuză-mă. Așa că nu mai spune nimica. Mă, Bibi, trebuie să mergi la spital, te-a mușcat un câine recent? Să faci luptă cu un câine. Hai să sunăm pe Zoom, să vedem dacă a rezolvat ceva cu hotelul ăla. Alo? Alo? Care-i treaba? Am fost la cumpărături la tine? Ai fost la cumpărături? Da, nu contează. Unde ești? Unde sunt? Sunt în porturi. Tu unde ești? În port. A, eu sunt la un pod. Da. Da. Vrei să vin? Nu, vreau să ne vedem într-un loc și să mergem să-l căutăm pe bezea. Sau nu l-ai găsit? Da. L-ai lăsat balt? Ce-ai făcut? Hai să ne întâlnim să-mi spui unde. Da, ne vedem în oraș la primărie. În oraș la primărie? Da. Ne vedem mai bine în Mirror Park, dacă poți să ajungi acolo. Ai cum să ajungi acolo? Unde am zis noi că o să faci tu nunta? Mirror Park. Nu știu unde e. E parcul ăla cu lac. Mirror unde Park. E turnul Eiffel? Nu. Casele alea multe, unde sunt casele alea multe locuibile din est. Ah, gata, mi-aduc aminte, Lacu. Ok. Unde ai fost tu, okay. Împușcată, că dai cum să nu știi acum. Da. Sânge, ok, bine. Cum a fost, mă, împușcată dacă e vie? Ce-a? Păi împușcată, dar ce crezi că nu poți... Oh my god, ce prostie era să scupă gură. Vreau să zic că... La ce mă, poți să te împușă pe tine și după aceea să-ți revii? Mai de capul meu. Zici și tu iubire lui Bibi. Mamă, câtă lume a început să scrie treaba asta. Ce aveți, mă? Iubirica. A? 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 Uite, vezi? Hai, ieși. Ok. Uea. Forță. Chiar îmi place cum m-am îmbrăcat. Și m-am îmbrăcat și ieftin și repede, gen. În 5 secunde eram gata. Ieftin, dacă mă uit pe ce ai plătit acolo, ieftin, văz. Mie îmi place asta din cap. Deși mi-e chiar rău, cred că mi-am și pe alb. Și ia vină cu aceea. Cred că și pe roz. Cam o idee. Și gen, sunt și mi-e chiar rău pantalonii ăștia scurți. E că asta e zoomie. A? Tot pe zoomie. Unde? Asta. Ia-ți ce merge de șatras. El e? Sunt chiar rău. Bă, dar e singura e mașină. Bună! Ce faceți? Ești ok? Zumi, da, am fost. Am încercat să... Se apropie Halloween. Mă pregătesc de Halloween. Tu te-ai angajat la... Să faci curățenie la hotelul ăla sau? Nu. Ce are, bă, asta, bă? Te rog eu mult, Bibi, uite-te în ochii mei. Da, măi, nu, mă, vine Halloween-ul, da, nu te prins, vine Halloween-ul. Mă, spune că sunt bine, sunt de Halloween. Știi vrăjitoare de-aia.
Exact. Și să mai trebuie de aia în cap, pălărie de aia și mechel. Da, măi, da. Data viitoare știm ce o să facem. Pentru că o să mai și pe Marcel. În iepure. În papagal. Numai în cioară de aia. Unde ați fost? Unde ați fost până acum? Marcel, prea ștafeta, spune. E sora ta. Urmărire. Tras. Mort. Întoarce. Pistol omorât, cap, mort, n-a fost niciun pistol. Este puțin dus. Minți. Este puțin, că mă sună cineva. Este două secunde, că poate e ăla, poate e ăla cu hotelul. Da, deci stai așa. Alo? Puțin. Vine încoace. M-a rugat-o, drogat. Mă, ți-a dat ceva arabul să bei? Nu. Cât de sigur ești? Ia vreo, stai acolo. Nu, vine tu încoace, că am un loc mai bun. Hai, facem poză. Am eu un loc mai bun. Ia uite aici. Hai să facem poză, să pun pe Facebook. Aici facem poză. Ei, cum facem poză? Ia că-ți fac eu. Ești gata? Nu, eu vreau să facem amândoi. Păi facem amândoi. Ai, de unde stai? Mă auzi? Da? Hello? Hai! Fii atent! Fii atent! Deci noi trebuie să o căutăm în primul rând pe Diana și pe Bezea, da? Da, cine e Diana? Diana, deci fii atent! Deci, în mașină, m-a sunat la un moment dat un număr. Și ce că ei spuneau că, vai doamne, se ocupă cu nunțile, pentru nunta voastră. Da, și l-a găsat și pe ăla pe Bezea, pe aia, e? Și zice că până la urmă mai este încă o nuntă, că Bezea între vrea să se căsătorească cu mine. Aha. Dar el acum este la hotelul lor, la etajul 3, împreună cu o doamnă cu numele de Diana sau Danela. Una din două, i-am și uitat numele. Danela Spintecătoare. Danela Spintecătoare. Wow, ce revelație! Wow! Pe o, știți, bune! Da, de la aia lui Robbie Roberto, cred că aia e. Aia e, nu? Bun, wow. Deci... Incredibil ce se întâmplă aici, sincer! Oh my goodness! Da, măi, și noi acum cum procedăm? Cum îl mai căutăm noi pe Bezea? Deci m-am dus acum deci, după ea... Deci Bezea n-a lăsat-o? Bezea? Bezea e ceva, Marcel? Fii atent! Ia uite, 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 uite! Ia uite ce face! Nu mai, cagata, nu mai pot. Dar ce crezi că eu nu pot să fac? Deci... Te-am făcut asta? Nu, nu pot să faci. Ia uite. Uuuu, l-am găsit pe Bezea cu alta în casă, în hotel. În hotel, în apartament, bă. Ce ne-ai simțit? Trebuie să-l batem toți. Nu știu, bă, dar eu de acum zic mamaie. Hai, mă, cum să-mi spui tu mie mamaie? Că doar sunt sora ta. Mamaie, fii atent. Păi da, tot am nevoie de o mamaie. Da, pentru următorii tăi copii, I know. Da, când îi faceți? Mâine. Oh? E? E? Ce faci, mă, frățioare? Ți-ai făcut treaba? Nu-i bine, nu-i bine, stai-mă puțin, stai puțin. Câți aveți, aveți ce minte? Da, capuși de zilele mele, duceți-vă de aici. Cine pe nume? Ce câți ai, unul sau doi? Cine asta? Opa! Te uiți la live-ul salut, meu? Salut, frate! Pe Facebook? Ce? Ești live pe Facebook? Salutare, oh, uitați! Nu băgați-mă în seamă că a băut ăsta, ia de zi. Ia, bata, să se intru și eu pe live la tine, stai! Mă, să mergi pe mine cu tine! Nu. Salut, frate, mei, după Facebook, dați acolo follow. Asta. Te să te follow, te fură ăsta, mă, dați follow. Salut! Haideți și follow-ul până la pe Facebook. Nu, domnul, sunt bine. Nu-mi coace că te fură ăsta. Ăsta își vrea banii, își vrea... Haide, haide! Salut, ți-a frate, banii, mă! Tu ții la altă masă, băiatul. Ce la altă masă, haide! Doamne! Vrei să-mi fii iubită? Hai, că deja te înveți! Ia vezi ce am aici, ia! Ia! Tu ți-ai luat morochea? Da, haine. Pregătim întaia, ce faci? Ce roche? Hai, dă bana. Da, păi n-am găsit, ți-ai să găsit. Ieri n-am fost ieri. Păi hai să mergem, n-am spuneam că mergem mă, în următoarea zi. Vă las, haideți, hai cu mine, hai mașina cu mine, toți. Toți? Toți. Păi și mașina asta cu eu. Sau haide, vină cu mașina, după mine, ține după mine.
Ce-i mă? Nimic, încă o să intri în ala. Dar unde ai vrea să-ți iei rochea? Nu e ziton, hai că da. Nu știu. Păi știi sau? Magazin. Unde ai fost ultima dată? Cred că știu deja unde ai fost. Lasă de aici care nu te duce la asta. Hai la ala care mi-a luat eu aia la 3 milioane și mai. De unde ți-a luat-o acum? Da. Ok. Aoleu, a pierdut? Nu, nu m-a pierdut. Ok, trimite-o pe Facebook dacă... Messenger. Mamă, guys, mai e foarte puțin. Alte magazin, nu mai știu. Și o să facem rost de mașina aici, nouă. Spate, și abia aștept, guys, vezi ce content mișto o să vină. Deci, e atât de entuziasmat. S-ar putea ca mașina să fie în momentul de față în România, dar nu știu încă sigur. Ce faceți, mă? Parcarea este laterală, așa. Ce parcare laterală? A, sau așa, bine. Deci, gagicile, fiți antenă. Mm. Vă las. Da. Vă ocupați de rochie, eu mă duc să-mi rezolv niște treburi. Vă ocupați de rochie, alege rochie. Nu faci iar cu dalea cu... Ce mă, voi ocupați-vă de rochia aia, mă țineți la curent dacă ați găsit-o, dacă ați găsit-o mă sunați. Nu cred că aici găsim rochie. Nu crezi că găsiți rochie? Oricum aveți mașina. Eu am zis că aici cred că ok, bine, dar aveți grijă voi că dați pe ea, vă rog, eu că trebuie să facem și nuntaia cumva. Fere cine ne vine, cine nu ne vine, cumva? Hai, vedem noi. Cumva? Păi cumva să fie posibil, cumva? Ce să fac, cumva trebuie să o facem, dar... Că nu o să fie siguranță, așa că... Mai bubire! Ceau, mă, lucrez la asta. Lucrez la a face pământ asta în siguranță. Ce-a... Aș vrea să mă duc după arabul ăsta. Dar nu știu ce să zic, mă. Tot cred că e ceva puteri la mijloc, adică... Sau nu e? Cuțitul l-am aruncat în apă, guys. Zi la Bibi dacă e însărcinată. Ce aveți, mă, chat? Calmați-vă, văzut când o să vină, o să fie tot la fel. Când vă așteptați mai puțin. Și nu cred că... Vreți să vedeți un Mariusel Junior? Întrebarea episodului. Vă doriți un Mariusel Junior? O să mai întreb asta mai încolo. A se poate întâmpla neașteptat totul. Ok? Se vedeți. Hai de capul meu. Hai de capul meu. Ce vă păciat. Ce văd păciat. Mă ia capul, mă ia capul. Sincer să spun, mă ia capul ce văd acolo. Cam da. Cam, da-i auzi. Hapa, hapa. Tragem un ochi? Chat! Chat, ați văzut-o? Ați văzut? Chiar era în rochi acolo în spate. Gata, nu mai am voie să mă uit, că dacă o văd e păcat, înseamnă. Și eu să fie cu ghinion. Așa că nu mă mai uit la, la ea. În rochi, ați văzut-o? Chiar era în rochi. Să ne ceva de mâncare, guys, am aici noi pentru acasă. Așa. Când mergem acum acasă să-i ducem ceva bun lui Bibi, ia să vedem. Banane din Columbia. Luăm niște banane din Columbia, o bere, sticlă de bere, cafea, cafea, chipsuri, chipsuri, ciocolată, doză de cola, pliculeț de plastic. Pliculeț? What? Radio cu el sunt la fric. Ue? Rom?
Sprite. Mamă, chat, abia aștept să vină update-ul nou. Să bage chestii noi. De data viitoare, abia aștept să bage chestii noi. Măleu. O să fie o întreagă nebunie. Credeți-mă, adică gândiți-vă că se schimbă foarte multe chestii. Rebulament, mamă. Nu vreau să dau spoilere, că nu cred că ar trebui să discut legat de treaba asta. Dar ce pot să mai spun, nu știu dacă ar fi rău sau nu, dar ce vedeți acolo în dreapta sus o să se schimbe. Atâta vă zic. Ok? Ce vedeți acolo în dreapta sus o să se schimbe. Atât. Nu mai zic. Hai să mai luăm niște shawarma. Luăm o shawarma. Ce să-i luăm, frate? Un vin roșu. Vezi că vin roșu. Vezi că nu ce să luăm. Un vin roșu. Băgăm niște 15 shawarme. Și niște bere. Cola nu. Sprite. Hai să băgăm niște Sprite. Gata, guys. Hai să sunăm pe fetele, să vedem ce fac. Mi-a închis, te rog, what? Alo? Bună, ce faceți? Mergem, ne facem frumoase. Mamă, câte donații-ți bagă E.T. Play? Da, ne facem frumoase, de ce? Veniți acasă, vă iau de undeva? Nu, o să venim noi mai puțin mai târziu. O să veniți voi un pic mai târziu? Cam când mai târziu? Da. Mai stăm și noi aici la mall cam în jur de 20 de minute, 30. Cât? 20 de minute. Mă bă la somn până atunci, ești nebun? Nu te băga la somn, bine, mai într-un sfert de oră. 10 hai, de la minute. 30 mai, într-un sfert de oră. 10 minute. 21.05. Bine, hai, 10. Bine. Hai repede, ceau. Hai, ceau. Bă, și ce fac astea? Cine sunteți, mă? Băi, huligani. Te-am întrebat și eu ceva, ce? Bă, știi două gagii bune pe aici, una îmbrăcată în roșu și una în negru. Da. Ce gagii bune? Dar suntem pe combinație. N-am, cum cunosc nimica? Le știi? Dar... Le-am văzut pe aici, știi? De unde le-ai văzut? Știi? Le-am văzut pe aici. Asta. Aici le-am văzut. Mă, nebun. Auzi, dar și cu frumoasa ta. Le știi? Cartierul nostru. Noi suntem de ea. Mai... Eu plecați, mă, de aici, că voi, dacă mai vorbiți mult cu voi, rămân fără portofel. Hai, salut. Ia, dă tu portofelul. Hai, salut-i. Dă-mă portofelul. Dă-mă portofelul. Dă-mă portofelul. Asta e cea că pornesc pe Facebook-ul. Alo? Da? Alo? Alo? Da. Care-i treaba? Hai acasă. Păi zis, sunt 10 minute. Hai că vin acum. Bine, am venit mai repede. Gata, vin acum. Ia să vedem noi ce ne așteaptă pe noi acum acasă. Nu abar n-am, sincer, ce ne așteaptă. Wow. Dar vedem imediat. Bună! Bună! Îți place cum ne-am îmbrăcat? Da. Mă... Îți place cum ne-am îmbrăcat? Păi, de capul meu. Hai mă, că arătăm chiar bine. Deci, tu încă văd că ești pe stilul de Halloween, puțin. Da! Și ea... Și eu văd că ți-ai luat blugii din casă. Și ți-ai făcut roche din ei. Ce? Păi...
Seama că astea erau la modă în 2017. Ți-ai luat blugii din casă? Ba nu. Rochi, am dat aproape 500 de lei pe ea. Așa, intrăm în casă, fără pistol în mână, eventual. Fără pistol în mână. Oh! Wow! Wow! Gata? Ia uite ce am aici. Ce ai? Uitam pe Instagram și am văzut că ai pus ai văzut story-ul pe care l-am pus pe Instagram? Da, e super. Ia uite așa. Să vedeți înainte tot ce se întâmplă. Dați un follow pe Instagram, guys, pentru că acolo vă anunț înainte când sunt episoadele de Mariusel. Dați un follow pe Instagram neapărat, mariusel.scot, dacă nu mă aveți la follow. Și aștept poze amuzante pe serverul de Discord, le postați acolo la fanart-uri. Azi că vă arăt exact aici, uite la funny moments, puteți să puneți aici poze amuzante. Azi că vă și arăt să și vedeți eventual, așa. Puteți să postați deja la pe Funny Moments, serverul de Discord îl aveți și în descrierea episodului și așa. Aveți aici mai multe poze și postați poze amuzante de aici, ok? Ne băgăm la somn? Da. Înainte? Da, da. Vreau să vă arăt ceva. Am scos din sticker. Ia uite ce am mai. Așa voiam și eu. Așa, așa, așa. Ia uite-le, mă. Da, o iau eu, nu-i problemă. Bine, ia-o tu, ia. Îmi spui că nu o desfaci acolo, să-mi păstrezi și mie un pahar, ok? Da, eu s-o desfac, nu, lasă-mă în pace. Vino cu-a. Mamă, dar îi scoate fundul în evidență, rochea aia. Sfusta asta. Spider-Man. Ia, fii atent că am pus-o pe masă, ia. Ia deschide-te, rog frumos. Vinișorul. Și pregătită? 3, ia. 2... Cele. 1 și. Și. Gata. Haide. Wow, a fost de aia fără sunet. E mai silențioasă. Mai silențioasă. Hai. Pune și tu un pahar de astea de aici. Așa. Vezi, vezi, vezi. O să ai o mireasă frumoasă. Eu zic? Am auzit. Sper să fie așa cum zici așa. Tu, ce pot să zic. Așa o să fie, așa o să fie. Dar te rog eu mult schimbă în ce ești îmbrăcată, că zici că ești direct scoasă din studio. De acum. Să nu mai continui. Ai că arată bine. Arată bine pentru niște filme mai complicate. Am o întrebare. Okay, crezi că ai putea să mă lași pe mine să dorm în patul ăla? Că nu mai e bezea acum. Dormi și tu pe canapea și dormi și eu cu Bibi în pat. Vrei să dau și cheia de la ușa? Da. Da? Da. Da? Da. Și o să te atâncă ea în cameră în seara asta? De ce te interesează? Păi dacă zici că vrei cheia. Nu mai vreau cheia atunci, lasă la tine. Dacă era drăguț să mi-o dai, că așa e normal, nu? Aha. Bine, hai, eu ți-o dau, nu-i problemă, hai, eu ți-o dau, hai. Da. Doar o rugăminte, te rog, da? Să nu intri în dressing-ul meu dacă nu vrei să vezi mai multe culori și alte chestii, tandele și etc. Ai înțeles? N-am nevoie, e ok. Așa, să nu intri, da? Așa, așa te vreau. Uite, ia cheia de aici. Bine, thank you. Hai, dar pupă, ciao. Ciao, ciao. N-a bară somni, guys. Bună! Mană! Trebuie să-mi dau asta, Josin. Mamă, chat. Cam atâta, guys, pentru voi. Cam atâta pentru voi de aici. Continuarea o să o vedeți în curând. Dați acolo pe butonul de like dacă vreți să vedeți continuarea. Ce să vă zic, guys? Abonați-vă dacă sunteți noi, dați un follow pe Trovo ca să fiți la curent, dați un follow pe Instagram pentru că acolo vă țin la curent când apar următorul episod, mariusel.scot.
Eu am fost Andrei, sper că v-a plăcut acest episod. Ce să vă mai zic? Ne auzim data viitoare, să vedem ce se va întâmpla și data viitoare, că chiar sunt curios. Vă pup, guys.